Focul. Jimmy, ești bine? Robin, mă surprinde să te întâlnesc aici, unde stai tu de obicei. Cu excepția zilei ăleia din septembrie, când ai mers la dentist. Voiam să întreb, cum stai cu tartarul? Acum mănânc. Ei, păi, să nu uiți de dinți. Și mă întrebam dacă m-ai putea ajuta la proiectul foto săptămâna asta. Da, sigur. Pot veni după tine acasă, putem face niște poze, mergem la cină, vedem un film? Ce zici? Nu știu. Aș merge, dar mă tem că sună ca o întâlnire. Oh, da, desigur. Bine spus, Robin, bine spus. Era cât pe ce. Nu pot să nu-l urmăresc pe Jimmy. E tot pe urmele lui Robin. Face tot ce poate să o impresioneze. Ce interesant e! Ce anume e interesant? Absolut nimic. Adică dacă Jimmy și Robin ar fi în Grecia antică, luptând cu topoare enorme, atunci ar fi ceva. Sau dacă Jimmy s-ar uita la Robin, iar ea s-ar pleca și ar cădea fața și de fapt ar fi o șopârlă. O, da! Lăsați-o baltă, niște aiuriți. Atenție la mine! Poate ați auzit zvonindu-se că direcțiunea școlii interzice sucul. Sunt aici pentru a vă asigura că zvonul e adevărat. Pe ei, băieți! Domnule, domnule Roberts, sunt Hildy Jeffrey de la ziarul școlii. Spuneți-mi, vă rog, cum credeți că vor reacționa elevii la această schimbare? Oh, cred că nici nu vor observa. Haide să-ți arăt. Hei, Craig, cum de ești așa calm? Tu bei cam 18 cola pe zi, plus 2 Fanta ca să-ți călești cerul gurii. Wow, asta ar putea fi cea mai grozavă chestie care mi s-ar putea întâmpla. Hei, Hildy, am o poză grozavă pentru tine. Dacă vreunul dintre voi e prins cu suc, iată ce va păți. Mersi de ajutor, fiule. Sucul interzis. Elevii vor fi cu 20% mai cuminți. Deci, tatăl tău e cu comisia de suc, Jimmy e la Craig. Când se întoarce mama ta acasă? Demolează un crater fără sens pe Neptun, plus traficul 10 și un sfert. Hei, care treaba pe aici? Spuneți-mi ce faceți, faceți-mi loc, da? Ce faceți, vă uitați la film? Ce-am ratat până acum? Cine-i tipul? E soțul sau fratele? Cine-i tipa aia? Unde pleacă micuțul? Tony, ce? Nu te poți uita de la mijloc. Oh, nu-i nimic, derulați. De fapt, l-am văzut deja. La sfârșit aflăm că toți au pierit. Individul ăla e o fantomă, nu? Tot fantomă. Mersi mult. Hei, cu plăcere. Dacă tot te-ai ridicat, mi-aduci niște cereale? Dacă ți-ai din bucătărie, poate propria viață. Ce spui, Mike? Mi-aduci tu? Craig, ce faci? Nicio grijă, e de treabă. Gustă asta. Trei secunde, mai trebuie zahăr. Craig, ce-a fost asta? Mi-a distrus dinții. Suc ilegal! Voi fi bogat! Craig, te-ai țignit. N-o să cumpere nimeni asta. Iarăși a distrus lingura. Am eu alta. Vânzări ilegale de suc. Oh,
Speedy, a? Îți dau articolul cu sucul ilegal. Toată lumea știe că Wheeler îl vinde, dar școala nu are dovezi să-l prindă. Păi, când vor fi dovezi, eu voi fi acolo. Știu deja cum voi face. Bine. Da? Înțeleg. Albine ucigașe în Tucson. Trebuie să răspund. Hildy, contez pe tine. Cum ți se pare? Sau mai bine pun piersica? Hm? Nu sunt în cadru, da? Da, sigur. Stai, s-a blocat. Ți-l dau pe al meu. Jimmy, sunt Hildy de la ziarul școlii. Îmi pare bine, ea mă e... Mă poți ajuta? Vreau să ocolesc puțin știrile bombă și să scriu despre o zi normală a unui elev. Și cunoști persoana în cauză? Tu! Eu? Ce spui? Wow, serios? Eu sunt obișnuit? Înțeleg că accepti. Acum, hai să facem o poză afară. Stai, dar proiectul! Îl facem mai târziu, voi apărea în ziar. Ei, cica, cica, bum, bum! Iată, uite, o altă fată e interesată de tine. Foarte interesant. Păi, vrea doar să-și scrie articolul. Sigur că da. Și e interesant cum a reacționat Robin, ha? Ce? Cum a reacționat Robin? Eu n-am văzut nimic. Nimic? N-am văzut nimic! Ador poveștile romantice! Nu e... Hei! Hai, n-avem toată zi. Bun, așezați-vă la rând și puneți banii în găleată. Banii în găleată, banii în găleată. Așa, așa. Copoiul sucului. Au trecut pe aici. Acesta e dulăpiorul meu în care eu îmi țin cărțile și am o anume combinație cu care îl deschid. Nu scrie asta. Cred că cel mai bine înțelegi pe cineva înțelegându-i prietenii. Craig, de exemplu. Are vreo ascunzătoare preferată? Ține vreo listă de tranzacții de afaceri? Unde a fost azi între 10 și un sfert și 10.45? Nu-i cunosc programul. Și atunci când aveți întâlnirea? Noi nu, adică ne întâlnim doar după ore. Tu nu-ți faci planificări? Atunci ce programezi în agenda ta digitală? Eu n-am așa ceva. Ah. Wow, serios? Da, e mai simplu să scriu totul în palmă. Pupile dilatate, inima bate frenetic, puls rapid. Se pare că Jimmy va avea parte de o poveste de dragoste. Asta încă nu înseamnă nimic. Poate că e răcită. Da? Ei, ce spui de asta? Și ce dacă inima ei cântă la vioară? Mare scopală, rinichii lui Croco joacă ping-pong. Vom ajunge în finală. Ce scârbos! Am umeri puternici. Scuze, trebuie să răspund. Așa-i că-i grozavă? Știi ceva? O să-i cer o întâlnire. Dar Robin, și ea e grozavă. Deja îi știu și numele. Edward! Mi se pare că ea nu va fi niciodată interesată de mine. Dar Hildy, pe ea o interesează tot ce spun. Hildy, n-ai vrea să ieșim să mâncăm ceva? Doar noi doi? Mersi, dar mănânc la birou. Trebuie să termin articolul despre un student străin venit tocmai din Canada. Plus temele la matematică. Dar știi ceva? De ce nu? Să mergem. Te-am prins! Ai încurcat-o rău, domnule. Wow, e tare. Wow, bine. Uite cum vom face. Îmi dai tot ce ai și scap cu un avertisment. Haide, dăm tot ce ai. Hei, hei, Ianți, unde-i marele Mike? Am 3 bilete la un meci de baseball. De fapt, tu stai la câteva rânduri în spate. Locuința ta ar fi întunecată?
sau sinistră? Întunecată. Sinistră. Nu, întunecată. De ce? Cine vrea să știe? Îți fac un profil pe malefic.com. E un website grozav unde maleficii singuri se pot întâlni în loc să stea degeaba cu alții și prietenul. Ianți, eu nu cred în întâlnirile online. Scutește-mă! Oh, cineva te place! Serios? Cosima fă în întuneric. Ei, n-arată rău. Bine, o fac. O fac, da, dar nu mă voi implica prea mult. Cafea, cornuri, poate niște răutăți la adresa urâților. Nimic serios, să știi. Important e să mă lași pe mine și pe Mike în pace. Spre binele tău, Sony, al tuturor. Nu-mi plac plimbările lungi pe plajă. Jeffries, Jeffries, aici erai. Îmi dă vorba că Craig nu mai are cola. Deci va trebui să facă provizii. Încă ești pe firul Roberts? Da, diseară ne vedem la un film. Perfect. Vezi dacă poți afla când și unde va acționa Craig. Dacă avem exclusivitate, nu va mai trebui să te întâlnești cu Roberts. Hei, pot să citesc în palmă? Sigur, da. Test la matematică? Miercuri? Wow, ești bună! Oh, iar e Craig. Dacă răspund, o să car cola toată noaptea. Cola? Da, a făcut 40 de baxuri de suc. O să le ascundă în școală ca să le vândă mâine. Mă întorc imediat. Hei! Cine e acolo? Scuze, nu pot să mai car. Sunt foarte grele. Ți-am spus, bea suc să fii hidratată. Hei, Hildi, ești bine? Stai foarte mult acolo. Treaba cu Hildi. Se comportă ciudat dintr-o dată. E o poveste clasică de dragoste. Fata vivace de carieră se îndrăgostește de eroul relaxat. Tu ești exact ce-și dorea, dar îi era teamă să recunoască. Atunci unde e? Surpriză! Am făcut popcorn. Ha! Dragoste! Eram foarte sigură. Am lăsat vreo 5 mesaje. Oh, da, am fost ocupat. Chestia cu ziarul și... Am o idee pentru proiectul tău foto. Oh, mersi, dar l-am terminat deja. Trebuia să fac poze la ceva frumos. Ei, eu și Hildi am fost la râul la apus și mi-am dat seama. O pot fotografia pe ea. Vezi? Unele sunt cu machiaj, altele fără. Care îți plac mai mult? Niciuna. De ce? Fiindcă toate-s grozave? Pentru că nu-mi place de Hildi. Ei, haide, cum se poate să n-o placi? E drăguță, e deșteaptă, e amuzantă, e drăguță. Te compătimesc. Pe mine? De ce? Hildi te manipulează. Regret să te informez, dar toată lumea știe. Hildi e total falsă. Dar e deșteaptă, e amuzantă, e... Și pitonii sunt. De fapt, ești... Ar face orice pentru articolele ei. De ce face asta? Asta fac prietenii. Află lucruri despre fetele șirete care zic că-s prietene ale prietenilor. Tu nu o cunoști așa cum o cunosc eu. Suntem terminați. Postul școlii a anunțat că în această școală acum e mai mult suc decât apă. Jimmy nu a pomenit. Hildi, n-ai mai ratat așa o știre din clasa a treia. N-aș vrea să o spun, dar te comporți ca o fată. Dar sunt fată. Nu ești, ești reporter. Sunt un reporter fată. Ești o fată reporter. Hei, Hildi, unde e Hildi? Mersi. Spuneai că dacă te apropii de Jimmy, vei afla totul despre Craig. Însă n-ai reușit să-ți faci bine treaba. Deci m-ai folosit ca să ajungi la Craig? Nu. Da. Așa a început, dar acum nu mai este așa. Hildi, tu ești jurnalistă. Dacă cineva ți-ar spune asta, l-ai crede? Nu, fără două surse. Îmi pare rău, Jimmy.
mă bucur că Robin ține la mine. Oh, Jimmy, nu e vorba despre asta. Robin ți-a spus să nu te vezi cu Hildy pentru că era foarte geloasă. A fost nevoie de o altă fată ca Robin să-și dea seama că și ea te place. Pe Craig îl protejează cineva din interior. Trebuie să aflăm cine. Păi... Nu! Hildy, ai dat greș. Îți iau articolul. Îl dau lipiciosului, e bun. Gata. Șeful, nu! Mă ocup eu. Mulțumesc pentru ajutor. După cum am promis, plata săptămânii. Știi? Săptămâna aceasta vom avea inspecție. Știi cum sunt chestiile astea? Povestești despre familie și accidental le spui că dulăpioarele sunt pline cu suc neautorizat. Întâlnire online, ridicol, cum de mai convins să fac asta? O vei face. Da, bine. Du-te. Nu mă împinge. Cosima? Sony? Da. Știi că păreai mai malefic online. Da. Unde ți-e armata nevinilor? Unde ți-e mobilul morții? N-are centuri? Nici airbag-uri? Mobilul morții. Înțeleg. Da. Cred că mi-am lăsat robotul să... Da, eu trebuie să fur un creier. Da. Scuze, creier? Da, păi creierul tatălui meu e într-un copil, așa că trebuie să-l fur înapoi ca să creez noi desene și să cuceresc lumea. Te înțeleg perfect. Da? Da. Știi, eu vreau să mă răzbun pe creatorul meu malefic, așa că... Apropo, eu sunt cyborg. Dorești să bem o cafea? Cu plăcere! Gheară rece, inimă caldă. Așa e. Ce surpriză plăcută! Eu n-am băut cafea de o săptămână, așa că am să-mi fac de cap. Robin! Bună, Jimmy! Ascultă, îmi cer scuze pentru cele spuse, bine? Nu-i nimic, te înțeleg. Erai doar oarbă de gelozie. Stai, nu eram geloasă. E în regulă. Știu cât de greu ți-a fost să mă vezi pe mine și Hildy împreună, dar acum că nu mai suntem împreună, cred că putem ieși noi. Deci acum ți-e milă de mine? Nu! Hei, amice! Sunt la știri! Craig, îmi pare rău, dar Hildy a... Cel mai bun prieten și tata sunt de acord că Jimmy Roberts e băiat bun? Bine că n-a observat că în butoaiele din biroul tatălui tău era sucul meu ilegal, altfel o pățeam. Hildy, chiar te plăcea! A renunțat la povestea de scandal și și-a cerut chiar scuze. Ce isteață e! Hei, Hildy! Am renunțat la premiul anului pentru tine, iar tu, tu vrei să ieși cu Robin? Ce s-a întâmplat? Aveam două fete care mă plăceau. Ce pot să spun, Jimmy? Căile dragostei nu sunt mereu line? E în regulă, amice. Nu te mai gândi. Alătură-te mie și lui Becky în afacerea cu suc. E mai bine. Bun, atenție aici. Școala pierde prea mult din profituri fără frigiderele cu suc, așa că... Bețu! Nu! Uitați-vă ce a făcut sucul acela din dinții mei! Nu mai înghit niciodată așa ceva! Chiar mai mult! Gogoși cu jeleu și burgeri pentru toți! Imperiul meu! Imperiul meu! E distrus! Stați puțin! Astea nu sunt gogoașe și hamburgeri! Sunt gogoașe burger cu jeleu! Deci, Sony e la a doua întâlnire cu fata de pe net, nu-i așa? Mhm. Hei, ce faci?
faceți trupă! Faceți-ne loc pe canapea! Hei, schimbă înapoi! Papa! Dă-mi o felie de pizza, altfel te distrug. Nu-i grozavianții. Acum suntem patru. Putem face o mulțime de lucruri în patru. Putem să ne dăm cu trenulețul. Putem juca tenis în patru. Suntem la o întâlnire în patru, nu?